Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea Tatălui meu, pentru bunăstarea sfintelor, lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul Sfântul și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru poporul României cel de pretutindeni Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Pașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare Dumnezeu, miluiește! Lui Hristos Dumnezeu să dă. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în veci vecilor. Și cu cei ce se binecuvintează sufletele meu pe Domnul și toate cerii lăuntrul meu și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tatăl, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Tata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. De viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru mântuirea noastră, toate pentru banii Sfânta Născătoare, Dumnezeu și Bună Fecioară Maria, care răstimbate-i trupul și răstignindu-te-n Hristoase Dumnezeule, cu moartea pre moarte ai încălcat. O, Sfântii Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Tatăl, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește!
curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și pură Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu să o dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
noi să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine cu glas întâi Binecuvântată și slavă, slavă, și purrea, aminte pace tuturor. Rău de Domnul, 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 Domnul,
Israel, mare este numele Domnului. Înțelepciune. Să luăm aminte. Cu cernic în Hristos vor fi prigăriți și oamenii trăiți strălucește în inimile noastre, viitorul de oameni, stăpânul în cea curată cunoștințe tale și deschide ochii gândurilor noastre spre înțelegerea Evangheliei pune în noi și frica fricitorilor porunci ca toate poftele tu plică lăcând să-și făcească de ce? Cu ce ești făcutați în cucerea ta că tu ești vinul la sănătoșa și de care ești încredințat deoarece știi de la cine le-ai învățat și fiindcă de mii copil cunoști Sfintele Scripturi care pot să te înțelepțească spre mântuire prin credință. Pace ție celui ce ai citit. Slăvui tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca citire. În vremea aceea, zisa Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stând în drept se ruga în sine zicând, Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepti și desfrânați,
sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostivi mie, păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela. Pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului și pentru toți cei Hristos, ai noștri. Pacea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, viitori și binefăcători ai Sfânt Lăcașului acestuia. Pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Rugați-vă cei chemați Domnului. Credincioși pe cei chemați, ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluie! Să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, să pe dânsii cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul Tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni pe cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește bine după Domnul Sfântul și nimeni nici el da să poate și sau să slujească ție împărata în slavă. Să-ți apreciedește darul de către mine, pe care și ne vrei.
Hristos, Dumnezeu nostru, și ție slavă, Dumnezeu, Aleluia, aleluia. Noi Amen.
înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român dreptcredincios de pretutindeni, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, eromonahii, diaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot ce bisericesc și călugăresc, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfinte Lăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostașii români, căzuți în toată cumulă de luptă pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soții, soții, pe fiecare de lutenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Iosif cel cu bunătate, mormânt, nu îngropându-mi, să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstite de daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântul Sfântul asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să te izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua ta, desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Păzitor sufletelor,
și trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpână noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Preasfântă născătoare Dumnezeu, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Îndurările unui a născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul să-ți spune. Iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul să-ți spune. Thank you.
ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez, spiritarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace a o aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Să avem inimile să mulțumim Domnului cu și cu dreptate este să cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Cu aceste fericite puteri strigăm și grăim. Să fie Duhul tău, Să-mi piară.
Mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină zicând. Dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Această ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, plăsește-mi pe lumea pe toți, Dumnezeule, Cel ce trimiste ca Sfântul te Duh în ceasul al treilea, apostolul pe acela bine nu la noi, ce rugăște nouă celor ce ne rugăți. Dumnezeu, Doamne, Cel ce trimiste ca Sfântul te Duh în ceasul al treilea, apostolul pe acela bine nu ce renoiește nouă celor ce ne rugăți. Nu mă lepădate la fața ta și mă plătă ce nu oare. Doamne, Cel ce trimis pe prea Sfântă în ceasul plinirea apostolilor tăi, pe acela ce renoiește nouă celor ce ne rugăți. Slavă Tatălui și Fiului Ție, această slujbă duhovnicească și care răsângește pe noi. Te rugăm și urmiți la tine pe noi, Sfânt, peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pe noi aceasta ce este Chipul Hristosului Tău, amin. Iar ceea ce este Chipul acesta, ce este Sângele Hristosului Tău, amin. Pe Dumnezeu, Sfânt, amin, amin, amin. Pentru ca să fie celor ce se rugă. Iar nu sunt judecată sunt rosile. Mai ales pentru prea Sfânta curata
prea binecuvântată, smărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și purea fecioară, Maria. Născătoare de Dumnezeu, nădejdea tuturor creștini. Ispirit
bărbătească, Uul Mariei. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie mirele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Pe toți Sfinții, pomenindu-L iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. La iubitorul Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o săvârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Mirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne
învrednicește pe noi, stăpâne cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice... Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Spre Domnului să le plecați. Cu harul și cu întrebări și cu mine de oameni care au născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților. Să sfărâmă și să-mi pară. Sfântă și se sfințește, Iisus Hristos, Domnul Tău, pe lumina credinței, în numele Tatălui, Iisus Hristos, Sfântă și Sfântă, Sfântă și Sfântă, viața de veci. Amin. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul care vine în lume să mântuiești pe cei făcătoși de care cerinții sunt eu. Încă cred că acesta este prea curat trupul Tău și acesta este cinstit în genul Tău și mărturisesc. Și iară și în genul să mă mântuiești pe Jesus, 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 Jesus
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zisa Domnul pilda aceasta. Doi oameni au venit la templu ca să se roage. Unul era vameș și altul era fariseu. Iubiți credincioși, nici nu se putea un prilej atât de bine așezat de Dumnezeu să vorbim despre pilda aceasta a vamelului și a fariseului în momentul în care biserica este plină. Nu că n-am fi putut vorbi dacă biserica era goală, dar cred că exact aici, în umplerea bisericii, stă tot înțelesul parabolei de astăzi. Vă să zic așa cum am plecat și noi de acasă fiecare către biserică, cu gândul clar să venim la biserică, ne întâlnim astăzi cu una dintre cele mai scurte, dar cele mai pătrunzătoare și mai ales emoționante parabole din toate câte le are Sfânta Scriptură, și anume pilda vameșului și a fariseului. Vă să zic că au venit cei doi să se roage, unul era vameș, altul era fariseu, și Mântuitorul le spune cum se ruga fiecare dintre ei. Parcă ne-ar șopti nouă astăzi. Fiecare vine la biserică cu gândurile sale, dar Dumnezeu ne spune în ce fel se rugau, care erau cugetele lor. Fiecare dintre ei simțeau nevoia să se roage. Au venit să se roage. Dacă au venit să se roage, hai să-i ascultăm puțin. Și spune că fariseul se ruga în sine zicând: mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori și răi. Dau zeciuială din toate și mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt ca unul dintre aceștia, arătând spre vameș. Vameșul se ruga în sine, neîndrăznind, zice Sfântul Evanghelist Luca, să-și ridice fruntea spre cer, și spunea, bătându-și pieptul: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Și Mântuitorul încheie această parabolă spunând: adevărat vă spun vouă, mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa decât acela. Pentru că tot cel ce își înalță sufletul îl va coborâ, iar cel ce se smerește pe sine, acela se va înălța. Iată, iubiți credincioși, cât de puține cuvinte, dar cât de multe înțelesuri. Câți dintre noi nu ne amăgim să credem că am venit la biserică și ne-am rugat? Da, ne-am rugat. Formal vorbind, dacă luăm așa după definiție, după teologisire, chiar era mai interesantă rugăciunea fariseului, și vă spun și de ce. Pentru că era o rugăciune de mulțumire. Nu puteți să mă contraziceți. Formal vorbind, era rugăciune de mulțumire. Foarte rară această rugăciune de mulțumire la oameni. După ce primim câte ceva, că ne rugăm toată ziua, Doamne miluiește, uităm să mai mulțumim lui Dumnezeu. Și iată că ne avem acum în față o rugăciune de mulțumire. Și totuși, la sfârșitul ei, ne spune Mântuitorul că nu s-a îndreptat, nu s-a întors mai îndreptat la casa sa. Dar ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, haideți să vă spun ce s-a întâmplat odată când un preot, foarte iscusit de argumentări și în slujire, dar și în cuvânt, a luat și el autobuzul prin munți. Într-o curbă însă, șoferul n-a putut să stăpânească dihai autocarul și s-au prăvălit toți în prăpastie. N-a mai scăpat niciunul. Bineînțeles că acum a ajuns vremea să fie luați la cer, și părintele nostru, care de altminte se știa el foarte bine pus la punct cu relația cu Dumnezeu, a crezut că nu o să aștepte pe ceilalți 48 de împreună călători cu el până îl vor primi la porțile raiului. Și a fost foarte, foarte derutat de faptul că atunci când a venit îngerul să ia pe rând, a spus întâi șoferul. Acum, părințelul nostru, oricât de smerit era el, când a văzut cât a igluat, îl așteaptă până o să se ducă și el, a zis: nu te supăra, îngerașule, poate nu te-ai uitat la buletinile noastre, poate că noi suntem murdari după accident, nerecunoscut, una alta, știi, eu sunt preot și toată viața am slujit lui Dumnezeu. Și cred eu acum, fără să mă laud, că i-am slujit bine.
Zice, da, nimic de zis. Știe Dumnezeu și a primit rugăciunile tale, decât că atât de frumos cântai și atât de frumos vorbeai, încât pe foarte mulți îi lua chiar somnul în timpul slujbei. Ai fost foarte comod celorlalți. Le-ai dat așa cum se zice pe românește, mură în gură. Zice, bine, hai, am înțeles. Dar de ce să fie șoferul primul? Păi zice, da, pentru că un șofer mai ne la locul lui între șoferi n-a văzut nici Dumnezeu. Cum pornea autocarul, întotdeauna toată lumea era încordată și cruci peste cruci, Doamne, să ajungem întregi acasă. Iubiți credincioși, să știți că dincolo de potlogăriile acestor vorbe, cam așa stau lucrurile cu noi. Ne amăgim, fraților. Ne amăgim că am făcut lucruri bune, ne amăgim că am mulțumit lui Dumnezeu. Mai sunt câteva minute și o să mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajuns în fața dumneavoastră să împlinesc 49 de ani, peste câteva zile. Mulțumim lui Dumnezeu, dar cum o facem? Fraților, trebuie să o facem într-o anumită cunoștință de cauză și mai ales într-o împăcare de sine. Să nu credeți acum că fariseul care a venit la biserică nu era mulțumit cu el. A, nu, niciun caz. Era foarte mulțumit cu el. El a plecat în sinea lui foarte îndreptat, pentru că în fiecare zi, probabil, sau chiar de 3 ori pe zi, intra în templu ca să se roage. Să nu credem că diferența între vame și păcătos era de ordin exterior, ci era de ordin interior. Adică, v-am spus, primul argument al rugăciunii fariseului era de partea lui faptul că mulțumea lui Dumnezeu. Dar a mulțumit lui Dumnezeu într-un dispreț față de ceilalți, aici nu este bine. Vă spune că și părințelul nostru, căzut cu autobuzul în prăpastie, a făcut, într-adevăr, lucruri frumoase. Da, a slujit frumos, sigur că da. Dar dacă nu lăsăm, ca preoți, să plece omul acasă cu ceva întrebări despre viață, n-am făcut nimic. Dacă suntem numai foarte, foarte comozi cu ceilalți, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic altceva decât să mulțumim Dumnezeu că ne-a dat harul, să ne lase pe poziția asta de a vorbi mulțimii și atât. Să știți că suntem foarte aproape de fariseii care la un moment dat pot să spună, de exemplu acum, mă uit la dumneavoastră, mă uit să stați înghesuiți. Eu nu stau înghesuit. Ce o să zic? Doamne, mulțumesc că m-ai făcut preot și că nu stau înghesuit. E o rugăciune, de mulțumire chiar. Haideți să o luăm pe toate părțile. Să știți că vreau să fiu sincer în fața dumneavoastră. Eu nu vreau să pățesc ca părintele din autobuz. Și de când am aflat lucrul ăsta, chiar mă străduiesc, să știți. Acum nu vreau să fiți la tot pasul cu inima în palpitații când mă vedeți, Doamne, să nu dea peste mine. Adică să tun și să fulger și să nu știu pe care să înghit. Nu vreau nici asta, cu nicio supărare. Dar vreau să vă spun că niciodată nu trebuie să fim siguri că ceea ce facem este înaintea lui Dumnezeu așa cum pornește de la noi. Intenția de rugăciune era chiar foarte bine plasată de către vameș, de către fariseu. Fariseul se ducea într-o foarte importantă logică a ieșirii sale în stradă. Probabil că își făcuse rugăciunile în văzul lumii ca să admire ceilalți cât de evlavios este. Poate că se uita în stânga, în dreapta dacă îl vede cineva cât de măreț este el și cum că se roagă și să-l vadă cineva acolo, să-l treacă în tabel și să marcheze că Suța a fost la biserică de 5 ori astăzi și pac, îi face caseta cu un X. De asta vă spuneam eu acum vreo câteva luni că Dumnezeu nu vrea neapărat să-i umplem biserica, vrea să ne umplem noi, pe noi înșine cu ceva, adică să plecăm de la biserică mai îndreptați la casa noastră. Acum să nu credeți că fariseul, după ce a făcut rugăciunea asta, a plecat îndoindu-se că a făcut vreun lucru bun. Nu, el era sigur că a făcut un lucru bun. Câți dintre noi acum, sincer vorbind, nu ne punem întrebarea
unde or fi ceilalți frați de-ai noștri concitadini? Măcar așa un gărgăul mi-a trecut în cap. Dar unde or fi ceilalți? Ei lasă, că fiecare cu liturghia lui. Câți dintre noi nu ne-am bucurat? Ia uite, bă, că astăzi am ajuns la biserică. Bineînțeles că ne-a trecut așa, prin cap. Păi nu suntem noi fariseu? De ce să vorbim acum de vameș? Farisei suntem noi și trebuie să vă spun dintre care ce dintre sunt eu. 90% din faptul că mă aflu aici, o fac pentru fișa postului, să zic așa. Că se pontează acolo, dacă am fost la slujbă sau nu am fost. Dincolo de toate, dacă nu aș avea o bucurie cu care să plec de acasă pentru slujbă, vă spun că aș fi un impostor. Și eu n-aș putea să ies în fața dumneavoastră să vă spun toate cele liturghisite. Dar nu trebuie să știți dumneavoastră ce simt eu. Dumneavoastră trebuie să vă simțiți aici, înaintea lui Dumnezeu, și eu, dacă vreți să vă fiu mijlocitor ca duhovnic, o fac. Dar problema este următoarea. Nu cumva să se călăuzească orb cu orb să ajungă în prăpastie. Că știți că era unul orb și l-a luat de mână pe unul bâlbâit. Și orbul sărac cum făcea cu 2-3 pași înaintea lui și îl ținea ăsta de mână. Și la un moment dat, bâlbâitul a vrut să-i spună. Vezi, bă, că vine, e o prăpastie, urmează o prăpastie și începe să-i spună. Bă, 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 bă. Fraților, eu știu ce mă așteaptă. Foarte, foarte atent trebuie să fiu cu cel cu care merg de mână. Nu cumva să nu fiu atent vreo secundă și să-l scap în prăpastie. Trebuie să fim însă atenți puțin și la rugăciunea vameșului pe care Dumnezeu a primit-o. Acum, să știți că vameșul și fariseul, în mintea mea, reprezintă pe Cain și pe Abel. Nu că ar fi plăcut lui Dumnezeu mai mult animalele decât vegetalele, dar jertfa lui Abel, care era păstor, a fost mai primită decât jertfa lui Cain, care era agricultor. Iată, o jertfă era pe câmp, dar era un altar. Venisele și ei să se roage, exact ca aveam și cu fariseul. Decât că cel care adusese, cred că cele mai frumoase animale pe care le avusese, totuși se uita așa cu ciudă, cum că fumul de la jertfa lui rămâne jos și fumul de la jertfa fratelui, care ardea niște spice de grâu, că era agricultor, cum v-am spus, se ridica la Dumnezeu. Și atunci a pus el în gând, bă, dar eu când scap de concurență? Și a făcut să scapă de concurență. I-a dat în cap și a scăpat de concurență, a crezut el. După aia nu mai putea să doarmă, că zicea că cine îl va găsi, îl va omorâ și pe el, că a omorât el și trebuie să plătească. Iubiți credincioși, cam așa ceva s-a întâmplat cu fariseul de astăzi. L-a omorât pe fratele lui. Dar nu l-a omorât că l-a văzut mai pios decât el. Nu! El vroia să scoată din concurență pe toți care se aflau acolo. De cât îi folosea, Doamne, pe ăsta l-am întrecut, eu dau zeciuială. Ăla e un om rău, l-am întrecut și pe ăsta, știi, avea și el grila, știi, ca la examene, 100 de grile. Și mai puncta pe câte unul, ia să vedem pe ăsta, a, ia ca vanul și ăsta, mulțumesc, îl trece și pe ăsta. Azi am întrecut 50, poate mâine mai întrec 50 și intru la examen. Cam așa ceva s-a întâmplat, decât că acum trebuie să vedem noi, dacă tot am venit la biserică, am venit în templu să ne rugăm, noi și gândurile noastre, ce trebuie să facem ca să plecăm de aici mai îndreptați spre casele noastre? În primul rând, să fim sinceri cu noi înșine. Nu de mulțumirea noastră că, vezi, Doamne, ne-a poziționat Dumnezeu pe o fișa postului mai înaltă decât a altuia, trebuie să mergem noi mai departe, ci pur și simplu trebuie să ne gândim la discursul sincer cu noi înșine. Ce făcea vameșul? Vameșul știa păcatele. Poate că știa că după ce pleacă din templu nu se va schimba cu nimic viața lui. Poate că nici măcar nu-și propusese să-și schimbe modul de a fi. Dar Dumnezeu a apreciat ceva. A apreciat, cum am spus, nu promisiunile, a apreciat nu dorința lui de, așa cum se zicea odinioară, de a se depăși sau autodepăși, ci pur și simplu
Dumnezeu a apreciat momentul respectiv. În momentul respectiv și-a așezat fruntea în jos și a zis: fii milostiv mie păcătosului. Pentru faptul că s-a recunoscut păcătos și numai pentru faptul acesta, Dumnezeu l-a răsplătit cu întoarcerea mai îndreptată la casa sa. O să zic că, iubiți credincioși, nu ne vrea Dumnezeu să facem tot felul de promisiuni. Doamne, dacă scap din asta, îți aduc jertfă, vin pe la biserică, o să tocesc pragurile, o să fac... Nu, nu asta vrea Dumnezeu. Chiar mi-aduc aminte că zicea Sfântul Siluan: Dumnezeu nu ne va întreba la judecată dacă am făcut minuni, dacă am făcut teologia, dacă nu știu ce fapte bune am făcut, ci ne va întreba de ce nu ne-am pocăit pentru păcatele noastre. Exact despre vame și, și fariseu vorbește și Sfântul Siluan. Iubiți credincioși, cum putem să facem noi să plecăm mai îndreptați la casa noastră? Acum să știți, casa noastră nu înseamnă neapărat aia patru pereți între care ne învârtim o puțină sau mai multă vreme de zi. Casa noastră înseamnă societatea. Fraților, aici suntem într-o cetate de scăpare. Aici ne-am adunat ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să pregătim ieșirea. M-am mai spus că afară ne așteaptă o lume așa cum este. Nu trebuie să o judecăm. Dacă vreți, vă pot creiona. Vă pot creiona, dar nu o judecăm, Doamne ferește. Cum ieșiți de aici? Bineînțeles că în euforia asta, că ne-am întâlnit cu toții, că ne-am simțit bine, bineînțeles că diavolului este îngăduit să facă în așa fel încât să se aleagă praful în 10 metri de această stare. Și cum am ieșit pe poartă, ori ne îmbrâncește cineva, ori vedem că cineva ne-a înfundat aripa de la mașină și a fugit și am uitat să facem asigurare și așa mai departe. Să știți că bucuria este atât de vremelnică și vine foarte greu, dar pleacă foarte repede, dacă nu suntem noi atenți. Dar mesajul Evangheliei de astăzi este unul singur. Dacă vrem să plecăm mai îndreptați la casa noastră, pentru că tot am stat aici un ceas, două, haideți să înțelegem de ce să plecăm mai îndreptați la casa noastră. Am spus să fim sinceri cu noi înșine și mai ales trebuie să recunoaștem ceea ce am făcut. În momentul în care recunoaștem tot ceea ce am făcut, nu este nevoie, cum am mai spus, dar subliniez lucrul acesta, să promitem mare acusare. Trebuie numai să spunem: Doamne, am greșit. Acum, Doamne, am greșit astăzi, Doamne, am greșit mâine, poate că încet, încet va rânduit Dumnezeu să ne așeze și la lucru. Adică să începem să ne și schimbăm. Dar deocamdată, dacă vrem să plecăm astăzi măcar, mai îndreptați la casa noastră, să ne recunoaștem pe noi așa cum suntem. Nu în funcție de vecinul nostru. Că știți imediat cum zice: bă, dar de ce vreau? Dar și vecinul cu tare. Cum eram pe la școală, ridica tovarășa, păcă, așa era tovarășa de... Nu pot să zic doamnă, că nu era doamnă atunci, era tovarășă. De ce ai făcut așa? De ce nu ți-ai făcut tema? Păi nici cu tare. Și bă, te-am întrebat pe tine, mă. Nu, că n-am învățat nici cu tare. Și când l-ați ascultat, nu i-a spus 3, i-a spus 4. Băi, fraților, dacă nu vom înceta să ne comparăm cu alții, n-am făcut nimic altceva decât să-i numărăm pe cei care sunt mai jos decât noi. Și vom pleca mulțumiți și când ne va prinde autobuzul sub roți și o să ajungem la Îngeraș, o să ni se spună franc: pe tată, tot ce ai făcut tu, știi, nu prea s-a pus aici în lumea noastră. Și zice că lucrul acela foarte, foarte îmbunătățit și care avea o viață impecabilă, pe patul de moarte plângea și smulgea părul din cap și toți au intrat la bănuire. Au unul, ce-o fi la minții, de ce s-a întâmplat? Băi, părinte, uite care te-a matat, ai făcut numai de la bune cu tare. Ce? Da, dar am făcut după mintea mea. Știu eu cum o fi fost primit la Dumnezeu ce am făcut eu. Iubiți credincioși, măcar în drum spre casă, dacă nu aici în biserică, să ne întoarcem cu gândul la noi înșine. Și în măsura în care vom fi sinceri cu noi, cu siguranță că Dumnezeu ne va aștepta și duminica viitoare și o să ne șoptească într-un fel sau într-altul, prin evenimente de viață, dacă într-adevăr ne vom întoarce mai îndreptați la casa noastră. A ne întoarce mai îndreptați la casa noastră înseamnă să ne îndreptăm privirea către noi, să ne îndreptăm privirea către pământ,
către ceea ce ne-a dat Dumnezeu să vedem și încet, încet Dumnezeu ne va rândui viața frumoasă, după cum noi ne străduim să ne îndreptăm venind de la rugăciune. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în ziua de astăzi măcar să ne vedem de ale noastre. Acesta ar fi primul canon al perioadei triodului în care am pășit. Să ne vedem de ale noastre și să vedeți ce fericiți vom fi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat ce începi pentru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care vine în lume și mântuiește pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu încă. Cred că acesta este prea curat trupul Tău și acesta este cinstit sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință și mă plăcești ca fără de o sângă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine. Spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primești. Să-și mulțumim vrășmașilor tăi, taină ta, nici sărutare de dacă Iuda, ci că tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce vășesc sub Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, prin bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce vășesc sub casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește, dumnezeiască puterea Ta și nu lăsa pe noi cei ce vășesc sub Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților și după poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorâne-te, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător în frânării, te-a arătat pe tine turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia pe cele înalte, cu sărăcia pe cele bogate. Părinte Ierarhie Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Domnului să le rugăm. Doamne, Cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desătăra și rana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însă țintru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor să intreze pe ceea ce s-a spus slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae, s-au pus înainte de robii Tăi, încă și spre pământul acesta săvârșit într-o dreapta credință. Și dăruiește Lui celor ce folosesc acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cele ce mântuiește sfârșirea bunătăților care celor veșnice. Pentru rugăciune preacurate, Stăpânii noastre, Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor Sfinților care din veac au binevăcut Ție, că Tu ești Cel ce binecuvinte sfințești toate și Ție slavă înălțăm, împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să vă pomenească Dumnezeu Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
lumina lui și a privit pe Sfântul să ne citească de zeu noastră cei ce vreau să cuvântească de Dumnezeu și să ne mărească de Dumnezeu și curia și în vreau să amin. În dragul meu, să vă mulțumesc, să vă mulțumesc, să vă mulțumesc, să vă mulțumesc, Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne miliște, Doamne miliște, Doamne miliște, Preacucernice Părinte, binecuvântat! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostolii, ale Sfântului Ierarh Nicolae, ocrutitorul stângăcașului acestuia, pentru rugăciune Sfântului Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, pentru rugăciune Sfântului Meretie, Arhiepiscopul Antiohiei, a cărui vom săvârșim astăzi, pentru rugăciune Sfinților, Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții, Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Și așa cam cum aș fi eu, care s-a întâmplat înspre o duminică cu miercuri inclusă, și colegii ce cadou să-i facă. Bă, frate, s-a gândit unul, zice, băi, acum suntem între noi, să luăm un Mercedes. Dar unul zice, băi, prea puțin. Unul zice, mă, dar să-i facem o casă cu 3 nivele. E puțin. Unul mai năzdrăvat zice că hai să luăm un elicopter. Du-te, bă, că e puțin. Dar altul mai firoscos zice, hai bă să lăsăm singur o tură, e prea mult. Dar uite că Dumnezeu mi-a îngăduit azi, stau o tură singură. Pentru că intraseți în panică acum vreo două săptămâni. Era o vreme frumoasă și 26 ianuarie. Și eu mă pomeneam tot așa de rând. Și mă apuc să le spun vacanță plăcută copiilor. Bineînțeles că a citat în panică, au luat ce ne facem cu ei și așa mai departe. Bineînțeles că vă aduceți aminte ce s-a întâmplat. De acum înainte nu vreau să mai puneți la îndoială ceea ce vă urează cineva. Măcar de-am fi noi atât de pregătiți să ne bucurăm de ceea ce ni s-a urat. Pentru că în zilele acestea am primit și eu diverse urări și să știți că am început să nu mai raționez la urări, ci le iau așa cum vin. Pentru că unii spun unele, unii alte, dar mă bucur tare mult că eu știu că o șoaptă de acolo de sus tot a fost. Așa cum a fost și acum două săptămâni, când aici o vacanță plăcută și a început nizoară și într-adevăr au avut vacanță din ziua aia. Pentru că nu eram eu de rând duminica următoare să le spun vacanță plăcută așa cum se cuvenea. Dar copiii au câștigat o vacanță. Ei, fraților, eu mă aflu, pentru câteva minute vreau să vă rețin, asupra faptului că miercuri pe 12 februarie se împlinesc 49 de ani de când mă rabdă pământul ăsta pe mine. Mulțumesc tare mult!
Și 49, să știți că este o cifră mai frumoasă decât 50. Zic că e și mai frumoasă decât 51. Puțin mai tristă decât 48, dar nu contează. Dar să știți că 49 vine dintr-o înmulțire de 7 ori câte 7. Dar aș vrea să fie o desăvârșire și o deplinătate. Și pentru că privesc această vârstă ca pe un an dat de Dumnezeu, în 2014, care și la rândul lui face tot 7, așa că ne înconjurăm de 7, nu într-o numerologie, ci într-o realitate. Și pentru că am primit această vârstă ca un dar, așa cum primesc cei de la marile festivaluri câte o statuietă, și încep să mulțumească lui Dumnezeu. E bine, acum vreo 10-15 ani primește unul, tot așa un năzdrăvan, statueta Oscar și zice: fraților, ați auzit despre noi că suntem niște bogătani. Ați auzit despre noi că ne însurăm de vreo 4-5 ori în viață. Ați auzit despre noi că nu lipsește nimic. Ați auzit despre noi că suntem niște zgârciți. Ați auzit despre noi că suntem niște mujici. E bine să știți că așa este. Ei, nu am să vă spun ce ați auzit despre mine, pentru că ați auzit. Dar vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am o familie deosebită, pentru faptul că încet, încet se mărește familia cu gineri și nu este niciun... Mulțumesc mult! Nu este niciun ascunjit faptul că pe 27 iulie mă veți vedea în calitate de socru mic. Mare n-am cum să fiu, nici nu mă ajută statura. Și n-am făcut niciun secret din faptul că sunt înconjurat de familie și măcar o dată pe an le mulțumesc că mă suportă, pentru că nu prea sunt pe acasă. Eu sunt musafir pe acasă. Câteodată mai întreb unde e una, unde e alta. Să știți că și la hotel știu mai bine unde este peria de pantofi decât unde e la mine acasă, pentru că mărturisesc, nevrednicul de mine, stau foarte puțin pe acasă. Dar nu acum că unul hai-hui. Știe familia unde sunt, nu sunt plecat de acasă. Eu vin mai rar pe acasă din binecuvântate pricini, cred eu. Dar să zic că mulțumesc fetelor care sunt aici de față și mama lor. Le mulțumesc pentru că, într-adevăr, în spatele a ceea ce vedeți dumneavoastră la mine, se află soclu, știți, statuia stă frumos, dar nu bagă nimeni în seamă soclu și cine l-a ridicat și pe umere căreia stă o statuie destul de grea. Le mulțumesc că sunt întotdeauna în spatele lucrurilor și fac astfel încât să îmi iasă mie bine toate. Eu sunt omul de gol, dar să știți că echipa e în spate. Echipa îmi pasează, echipa mă pune în evidență. Dacă mă vedeți aranjat și cu butonii schimbați și cu pantofii făcuți, să știți că nu e meritul meu. Dacă vedeți cămașă călcată, iar nu e meritul meu. Vă imaginați că toate... Eu decât sunt vârful icebergului. Decât că eu am marele avantaj că sunt așa să văd cum vede cu periscopul cel care conduce submarinul. Eu am voie să mă uit. Cele din spate mă suportă și mă așează în lumină. Mulțumesc și părinților mei care a rânduit Dumnezeu să fie alături de noi întotdeauna. Mulțumesc și socrilor mei care mi-au furnizat o așa soție. Și în primul rând vreau să mulțumesc Dumnezeu că sunt ca toți ceilalți. Nu neapărat că nu mi-a plăcut cum sună, mulțumesc Doamne că nu sunt ca aceștia. Nu, eu mulțumesc Dumnezeu că sunt ca toți ceilalți. Adică sunt întreg, sunt sănătos, sunt ca ceilalți, adică nu stau cu două, trei etaje mai sus și văd aerul și îl primesc mai rarefiat, ci pur și simplu mulțumesc Dumnezeu că sunt un om normal, zic eu, măcar așa la ceea ce se vede. Mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că astăzi ați împlinit așa un buchet foarte, foarte mare de flori, că așa v-am perceput, mai ales când am ieșit afară după slujbă, mi-am dat seama ce mult îmi lipsește faptul că nu știu prin curte cam câți sunt și m-a încărcat cu o mare bucurie faptul că am văzut curtea plină. Vreau ca fiecare dintre dumneavoastră la miruit să primească din partea mea un gând curat și un zâmbet. Iar din partea fetelor mele, să știți că mi-am păstrat tradiția să vă dau câte o ciocolată Toblerone, pentru că această ciocolată mi-aduce aminte de vremurile acelea când nu știam decât dintr-o caricatură a lui Mati și vă două a lui Andronic cum arată Toblerone. Dar
Vă mai dau ciocolata asta pentru că mi-ar fi plăcut și mie în copilărie să mănânc o ciocolată desfăcută de mine și neîmpărțită cu nimeni. Să știți că am fost și am rămas la fel de egoist în multe privințe, mai ales al de dulciurilor. Pentru că nu aveam cum, eram patru frați, vă imaginați, ciocolată era mai salcând. Și de asta țin ca de fiecare dată să, când vedeți ciocolata Toblerone, bineînțeles în dimensiuni mai mici sau mai mari, să vă aduceți aminte de mine. Și cineva chiar acum vreo 3 săptămâni mi-a adus o Toblerone de aia așa, de vreo 70 de centimetri și zic, aoleo, tată, există și așa ceva? Și că nu, părinte, că astea existau de mult, nu le-ai văzut ma ta. Cred că mai sunt multe pe care nu le-am văzut în viața asta, dar nu-mi pare rău. Asta înseamnă că Dumnezeu îmi va da de trăit mai mult ca să văd mai multe. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine și v-ați gândit ca să nu mă răsfățați cu vreo mașină sau vreo casă, pentru că am, familia am, cămin am, m-ați răsfățat și m-ați lăsat singur o tură. Să vă dea Dumnezeu putere multă. Asta e mai mult decât toată. La mulți ani și spor în toate. Să vă fie cu folos.